Salutare, dragi tovarăși, și bine ați dat click la al treilea episod pe care îl filmez eu acum la rând de The Forest. Sunt foarte eficient la capitolul filmat acuși, că n-ai sâmbătă când filmez înainte să înceapă școala și na. Mai reușesc să trec și eu peste momentele mele de depresie, că de școală, știți voi, bac anul ăsta, bla 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 bla, clasa 12, înțelegeți voi. Dar bine că nu am bețe. Hai că mă duc să iau niște... A, vin pe sus pe acolo. Hai mă, bă, ceva trebuie să găsesc eu pe pajiștea aia. Dau niște bețe și prăjesc pe aia acolo, pe drum. Oricum trebuia să mă duc până acasă să-mi iau ceva. Mă, tot pe acolo. Bine că am ciocanul ăla să-mi arate că pe acolo trebuie să mă duc. Și tot nu știu cum naiba intru eu. Deci știam aproape sigur că pe aici era o intrare. O frânghie și coborai. Poate n-o fi pe aici. Poate o avea o versiune prea nouă. Nu știu. Era așa. Un drum de ăsta așa, undeva pe aici. Aia o să mai caut eu. Și parcă așa găseam drujba. Pana mea. Ok, să țin minte. Armura de căprioară nu-i prea bună, adică ați văzut cât... cât de damage, cât de repede mi s-a spart de la apă ăla de data trecută. De la canibalul ăla cum a dat. Bine, l-a dat și cu club din ăla în mine. Armă de aia de-a lui. Și văd că mi-a rămas fix armura de șopârlă sau de oase ce aveam eu. Abar n-am ce armură mai avea pe mine. E, lasă, dacă tot dau așa de canibali, îmi fac din aia de... de oase. Că e foarte bună. Ar putea să-mi fac și suliță din oase, dar nu mai pot să-i dau foc. Suliță din oase, pardon. Săgeți din oase. Așa. Sper că mai am niște carne ceva. N-am carne. Îi prăjesc, să-i prăjesc pe aia, nici nu știu. Păi nici n-am carne la mine. Înseamnă că doar bețe. Of, of, of. Hai să mă pun aici să mai refac din energie. Pune-te, așa. Ce-am vrut să mă uit, că am uitat. Mă rog, cred că mi-ajung bețele astea. Are fă-ți energia și mă duc după ea acolo. Le tai eu mâinile și picioarele ca să îi prăjesc. Le mănânc eu, îi mănânc pe ei până la urmă. Nu mai am... Ba, da, uite aici apă. Așa. Hai să mergem atunci înapoi acolo. Ia. Na, că văd... Ăla-i canibalul? Sau ce-o fi? Vedeți și voi chestia în depărtare acolo. Sau ăla o fi un vârf de copac. Dracu știe. Bă, sper că mai apar numai sticle de-alea, dar evident că probabil că o să apară mai rar, nu o să apară așa repede sticla. Uite-le. Am niște pe... Hai că mai am pene de o săgeată. Hai să iau și sticla aia. Și mai una. Bani. Bine că mai găsesc sticle de-astea prin apă de alcoale, mai pot și eu să fac chestii. O să am nevoie de oase să-mi fac suliță de-aia bună. Deși, dacă... Uite mă, canibalul, ce v-am zis eu? V-am zis eu că mai e unul. Că era un canibal pe acolo. Și dăm frumos asta. Îi dăm foc. Și văd că a plecat de acolo. Te-ai dus, mă? Bă, l-ați văzut și voi, nu? Sau eu fi văzut boscheții ăștia și am crezut că ăștia -s... Nu mă uite la acolo. N-au luat foc. Ei se folosesc arma. Mamă, cât damage dau cu ăsta. Hai să le iau păstor pe mine. Bă, e bună arma asta. Dau un damage cu ea. Acum, da, se și vede diferența de damage. Katana aia o să fie Dumnezeu pe pământ. A,
altă sticlă și e plină. Ce aș putea să mai fac acum? Să nu stric sticla aia. Nici nu știu. Explozibil nu pot. Ăsta n-am ce face cu el. Ce mai pot face cu o sticlă? Încă un molotov? Hai că mai fac un molotov. Să am molotov pregătite. N-am mai lăsat și o... Iarăși vine pe aia, serios. Hai că ăștia au rămas acolo, n-au plecat. Îi stau strâng și muștele pe ei. Hai să-l tai pe ăsta. Așa că sper că pot face ceva cu cap de ăsta așa. Poc. Așa și arunc cu... Da, bă, și oricum mai trebuia un cap de ăsta. Ok, treci la foc. Hai mă, trebuie un cap, atât. Un cap când trebuie la chestia aia acolo. Nu mână, da, dă-o încoa. Iarăși mână, așa. Dă-n capul, bun. Atât. Tu arzi. Arzi și tu. Hai, arză-var focul. Sper să nu vină ceva după mine. Ok, să văd ce mai aș mai putea crafta, că nici nu știu. Da, mă, cât damage dau cu ăsta, deci pe ăsta 5 și ăsta cât are. Mamă, cât damage are ăsta. Deci ăsta are cel mai mult damage, văd. Și mai am ceva. Ăsta are puțin mai... Deci că mai încet. Da, asta pare a fi cea mai bună armă. Să văd cât o da suelița de cu... Așa, poc, niște oase. Hai să mănânc, mănânc picior de canibal, că-i bun. Gata, inventarul full. Dacă aștept să ardă ăștia să le strâng oasele. Bine că nu se stinge focul. Gata, hai că s-au ars toți ăștia. Și văd că am full de oase, ok. Bone arrows, hai să fac și bone arrows. Dar n-am pene. Nu fac doar armură. Da, mă. Așa și pe un os. Poc. Poc, poc. Equip, equip. Mai mănânc o leacă. Eu mi-am făcut armură, poate uit să salvez ce aș râde. Așa, mi-am făcut și puțină armură. De fapt, stai. Ia să-mi fac și suriță de-aia. Așa, cârpă sau nu cârpă? Os? De-asta? Nu de-asta, nici cârpă. Așa. Aia care puțin damage în plus. Dacă te dungi are asta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jumate și asta are 6. Dar măcar dau mai mult damage cu ea acum. Dacă pun așa, doar o fac incendiară. Păi atunci să mai mă plimb pe aici, să mai caut, să mai lutez, nu știu. Chiar nu știu ce să mai fac acum. Mi-am făcut puțină armură, să mă duc mai bine... Dar ne, alcoale cred că am, adică am strâns toate sticlele de pe aici, presupun, nu? Hai că mă sui eu undeva pe sus și mă întorc atunci acasă, sau nu știu, văd că ieși în fața mea casa. A, capcane, bă, am uitat să fac capcanele. Bă, dacă nu stă acasă, presupun că canibalii nu o să se apuce să mi-o spargă, nu? Eu așa sper. Și mai am mulți bani.
Asta mă că... Da. Uite mai aici un apple. Ok, să fac acum încă un explozibil. Nu așa. Ceas, foc. Nu așa. Cârpă. Sticla și acum ceasul. Așa, am mai făcut un explozibil și acum da asta în coap. Ce asta? Piatră și mai găseam parcă și o doză de cola pe aici. Băi, bine că sunt bagajele astea pe aici. Dar sunt luate toate. Poate la nu, sunt luate toate. Mai găsesc sticlele astea pe aici. Ok, să mă duc atunci. Deci, fix acolo. Asta mă, că-i satul aici. Hai să mergem până în satul ăla. Dăm cu asumița. Deci eu fix cam... Într-unii copaci aia avusesem eu casa. Lacul ăla de care vă ziceam era în partea aia... Nu, de fapt era un luminiș cu intrare în peșteră pe acolo, dar n-am cum să intru acolo, că... E plin de... Îți dă ea mari pe acolo. Cum intru acolo, tăbară aia pe mine și sunt mort. În fine, că tot v-am zis acum un episod, parcă... Undeva pe aici. Un sat al lor, fix aici. Aici e satul ăla. Și eram fix pe bolovanul ăsta. Sau pe alaltul de acolo. Pe unul dintre ei, așa. Cred că pe... Am crezut că e canibal ăla. Iar așa am crezut, dar era o rață. În fine, deci... Văd că n-am desfăcut acolo, e bine. Deci eu stăteam aici și mă uitam în jurul meu cum eram înconjurat. Și fix din partea aia a venit un de la mare și am urcat cu explozibil în el. Și apoi am fugit aici. Și m-am dus pe plajă la adăpost. Bă, dar nu sunt desfăcute bagajele astea, nu? Sper că nu sunt. Nu sunt, e bine. Baterii, da, am luat... Ok, să mă duc pe mal și să eu mor cu explozibil. Bine că ăștia nu știu să înnoate. Dar asta aproape de intrarea către peștera lor și asta e cam nasol. Da, văd că e aproape gen locul ăsta de unde am avut eu casa atunci și unde am eu casa acum. Hai să mă pun la loc aici. Ăștia sunt acolo. Equip. Dar nu știu cât. Iată-i dreacu ce se suie în copac. Ia. Că se iau cu săgeți atunci. Iată-i dreacu ce s-a suit ca maimuța în copac. Ok. L-am dat pe unul jos. Uite-l acolo pe altul. Deci văd că ăștia se suie în copaci. Pe ăsta l-am ratat. Toate iepuri pe acolo. Ne e prea sula ca să nimeresc. Hai să mai încerc să mă bat cu ei, că văd că vine noapte. Și, da, mă bat cu ăștia. Tot dracu ce sare. Mă întorc în satul ăsta atunci pe dimineață? Mă întorc dimineața atunci aici. Ne, vine noapte și e nasol. Mă duc la adăpost și mă întorc ziua. Că nu pot să mă bat cu ei acum noaptea. Bine că măcar știu că pe aici este ăla. Deci undeva chiar să fiu antenă pe ce drum vin. Mă întorc aici și au și bagajele alea. Bag și alcoalele alea. Înapoi pe raft, le pun pe raft acolo. Ma, vine noapte și nu-i bine. O să am ceva de mers. Asta mă lucra sigur. Ia uite-i.
Au venit, ne-au venit prietenii. Ne, continui să drum, să fug așa că vine noapte și nu-i bine să mă bat noapte. Hai că merg așa pe plajă, că-s mai în siguranță. Ar fi plecat? Nici nu știu. Nu e că s-a aproape acum de casă. Hai că mă urc așa pe plajă. Mai am un cap, nu? Da. Să-mi fac chestia acolo. Hai să-i dau foc. Atât. De fapt, stai că uit. Nu, nu asta. Hai să mă sui. Scuze dacă știe să intre pe poartă. Bă, aia eu atrage? Nu știu, hai să trag repede un pui de somn și să-și salvez, că mie că uit. Așa, sunt curios dacă mi-au fi stricat ăștia ceva. Hai, salvează. Bă, nu cred că mi-au spart ceva. Cred. Hai să ne dăm jos să verificăm. Și pe poartă sper că n-au intrat. Și hai să mă uit, hai să verific dacă e ceva stricat. Dar văd că nu-i nimic stricat. Dar mă duc să mănânc ceva atunci. Mai am niște... Mai am un picior, parcă, să îl pun la prăjit. Și o mână. Mai că e bine. Avem ce mânca astăzi. Doar cum mai am săgeți? Mai am, e bine. Înțeleg că nu mai pot recupera săgeata dacă e de-asta cu foc. E, nu-i bai. Las că mai facă pene, găsești că călămăria ta. Până s-o prăji carnea aia, hai să vedem dacă... A, ce frumos se văd razele soarelui. Ia mai prins ceva aici. Să fiu atent aici la... Nu așa. Ok, că am prins un iepure, să-l băgăm în cușcă acolo. Încă văd că nu au apărut canibal de albaștri, deci e ok. În care e gata? E. Picior de canibal și mâna cu care și-o fi dat și-o fi bătușniță. Perfect. Hai să ne ducem acolo. La bagajele alea. Suc așa, bun. Mai am doar două sticle de alcool, nici nu știu ce le-am mai luat cu mine. Sincer să fiu. Mai am ce să-mi craftez? Nu cred. Am partea aia să mă duc să mai am niște circuite de alea să mai fac explozibil. Da, în fine, hai să mă duc acolo, stinge lanterna. Și să mă bat cu... De fapt, nu, rămân la suliță. E bună și ea. De ceva. Ce oare mai adânc locul aici? Fi ceva? Nu cred. Locul ăsta e plin de secrete, de chestii ascunse, da, na? Trebuie să știi să le cauți, să le găsești. Evident.
că aici în față, cred că e. Cred. Nu sunt sigur. Nu, mai în față pe aici atunci. E, uite o baltă. Avem pești aici, cred. Nu sunt pești? Uite, unul. Uite, altul. Auză broasca. Ia unul prind iepurele ăsta. Aia nu-l prind. Ok, balta asta aici. Și prin ce parte mai era? În față era? Nici nu știu. Eu mai am ceva de construit, nu cred. A, plante medicinale, dă-le încoa. Ok, aici e iahtul, deci pe aici în față, în față, în face, în face, da, în face. Nu m-aș, da, sunt cam bâlbâi de felul meu, mă iertați. Aloe, ăla-i mă. Tem cu o frânghie, o să mi-o pun la gât până la urmă. Ăla cu ăsta nu pot pescui să bag cu suița, că ia adâncă apa și nu, n-ajung să stau în picioare. Dar spui ceva, capcană pentru pești nu pot? Ce sta? Wall. Plantă. A, să pun plante pe perete. Deci pentru pești nu pot. Ce să pun, o plastă de pescuit sau ceva? Uite și tu bagajele în apă. Can be used to refill rebreather. Hai mă, deci dacă sunt obosit, deci dacă sunt obosit sau... Nu înțeleg. Cred că ăsta, dar nu știu cum ai putea să îl deschid, să o să scale. Vă să-mi spuneți și mie, gen, cum pot să fac ca la inventar, gen, astea să fie pe o anumită tastă. Ai rumi aici, una, două, așa, să fie și astea. Poate așa ai putea respira sub apă, să-mi atribui mie. Sau, nu știu. Să-mi ziceți și mie dacă pot. Gen cum de zice aici, că pe unul iau toporul, pe doi suc, pe trei medicamente, pe patru pe alcool. Și nu știu cum ai putea să iau bagajele de acolo, că trebuie să le împing manual, habar n-am. Hai să iau tot ce e aici, până nu vin canibalii ăia. Uite și un gușter. Unde e eu, așa. Ok, 1. Am lovit buriana frumos. Dar săgeata nu mai recuperez, să înțeleg că nu. Acum înțeleg de ce trebuie să-mi fac și săgez din... A, ba da, am recuperat-o. Și de-aia e simplă? Sau să la fel. Arrows. Da, deci nu mai e cu foc. Și trebuie să-mi iau săgeata să o fac din nou. Am înțeles. E, dacă e așa, ai putea face din aia de... De oase. Dar ce-o fi cu chestiile astea pe aici? Știu că am pe versiunea asta și drujba, că mai găsesc... Am două boluri, dar astea e ok. Pot să-l combin cu ceva? Nu pot. Multe flere de-astea am. Hai să iau astea să îmi deschid... Așa. Dă tot ce e aici. Ciocolată, pietre, tot ce aveți mai bun. Dați încoa că nu strică. Frânghie. Cârpe. Le-au pus la uscat ăștia, ce naiba.
sau? A. Briana. Cred că sunt ciuperci. Ceas, bun. Circuit de ăla nu mai am. Iau, și baterii pentru... Vreau să zic pentru cameră, m-am obișnuit cu Outlast. Da, bine că mi-a lăsat jocul în bară pentru o secundă. Uite cu un gușter, dăm cu acea arcul. Dacă tot da foc, pot da foc la săgeți, de ce să nu profit? Întrebarea e unde s-a dus gușterul. Nu s-o prești în alergat? Așa. Hai că l-am prins. S-a întins săgeata aia înfipt aici. Mai fac și o rost de niște cărniți, niște de-astea. A, așa, 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 în schimb săgețile, am înțeles, am înțeles. Bă, oleu, bă, da, de fiecare dată când trec pe lângă peșteră, mă sperie de lilicie. Așa. Dă întâi săgeata că uit de ea. Am full carne. Hai să mi-o combin să-mi fac de-astea, e camuflaj. Stealth armor. Am la piele de-astea și o pârlă să dea dracu. Bine că frunzele le găsești în jocul ăsta, că călumăria ta. Ce să fac cu capul de șopurlă, nici nu știu. Să mă mai... Păi, las-o aici, poate... Păi, găsi eu, nu stau să-mi prăjesc acum. Să mă duc acasă atunci? Sau să... Hai să mai strâng totuși ce... Cârpe și alcoale mai găsesc din astea de aici. Stai, câte oase am? Mai am de o armură? Nu cred că am. Bone arrows. Hai să-mi fac săgeți de... Nu așa? Băț. Trebuie multe. Trebuie și cârpă, nu cred. Mai trebuie oase ca să fac săgeți din alea. Da, s-a speriat. E, dăm cu acea piele. Elițatule. E, măcar nu fac armură, măcar atât. Poc, poc. Equip. Atât. Hai atunci să... fructe albastre. Semințe, nu, măcar am aloe. Și cu asta refac viața, interesant. Nu știu ce pot face cu plantele astea de aici. Să mă grăbesc să salvez, că... Mie că o să vină canibali ăștia. Mai strâng și niște pene, ok. Mă, câte flori de-astea. Ia uite-i. Am plecat, că nu mă iau cu la bătaie cu ei. Intrai în peșteră pe aici?
E o cascadă, da. O fi plecat? Nici nu știu. Mai sunt pești, oare? Bine că ăștia nu știu să-l luate. Hai să iau tot ce e aici. Dar nu pot să deschid bagajul. Bine că am mai găsit niște bagaje. Uite-l părelu. Mai știți părelu? Ia alte flori. Dar văd că nu, nu mai sunt pește aici. Alte flori. Bine că găsesc toate burienile astea. Astea sunt frunze care s-au curcat, ok. E fain cu Demi intră joc în bară și iată pe aici alte bagaje. Mie-mi convine. Ar fi sărit din avion astea. La aterizare, mă rog, ușire. La viitoare trebuie să mai fac niște explozibili. Dacă tot am strâns ceasul și alcoale și tot ce trebuie. Ia, iar vine ploaia. Mai e vreun bagaj? Le-am luat pe toate? Cred că da. Cârpa de loncoa. Dar lucușter. Da, am destui. S-a dus, s-a dus. Hai că aici aproape casa, mă duc să salvez și închei și aici. Dar și voi cât am putut să tai din pădurea asta. Hai de cap, bă, cât am tăiat. Mă duc să salvez și încheiem și aici. S-a stins ăla? Stai. A dispărut? Înseamnă că la trage canibalii sau... măcar mi-a dat niște oase. Măcar atât. Hai să mă salvez, să închem că nu mai... au ajuns cât am filmat, sincer. Am full alcoale? Am full iarăși. Hai să mai pun un alcool aici. Așa. Unde e frânghia? Hai să mă duc sus și închem și episodul. Da. Mă deși un pic. Aoleu, de vreo oră jumate filmez. Eu sper că v-a plăcut vechea poveste, dați că tu cap în gură butoanelor de videoclip, dați-mi idee ce să mai fac în episoadele următoare și cam atât. Până data viitoare, ciao les!